La început de sezon estival, restricțiile de călătorie dispar una câte una. Țările preferate de români pentru vacanța de vară anunță că elimină interdicțiile pentru turiștii de la noi. Ultima pe listă este Spania. Cosmin Stan știe condițiile către toate destinațiile. Bun găsit! În acest moment, românii pot călători fără mari bătăi de cap în oricare dintre destinațiile care au fost în fiecare vară în topul preferințelor de la noi. Dar să le luăm pe rând. Spania a trecut România pe lista verde, așa că toți călătorii care pleacă de la noi din țară nu mai au nevoie de test COVID sau de dovada vaccinării. A rămas însă obligativitatea completării unui formular de sănătate prin care se va genera un cod QR necesar pentru intrarea în țară. Și Grecia a adus unele modificări condițiilor de acces. Astfel, de acum vor fi acceptate și testele rapide antigen numai vechi de 48 de ore înainte de intrarea în țară și nu se mai solicită exclusiv teste PCR. În plus, copiii sub 12 ani au fost scutiți de la testare. Rămâne și în cazul Greciei obligatorie completarea formularului de localizare și obținerea unui cod QR. Cipru, în schimb, acceptă turiști români fără testare și fără obligativitatea vaccinării. La fel însă, este necesară obținerea unui cod QR înainte de a călători spre această destinație. Turcia primește oaspeți de la noi pe baza adeverinței de vaccinare sau acelei de vindecare după boală sau, în absența acestora, cu rezultatul negativ al unui test PCR făcut cu cel mult 72 de ore înainte sau antigen de cel mult 48 de ore. Și în cazul Turciei trebuie completat un formular înainte de a călători. Italia, la fel, ne primește cu test PCR sau antigen numai vechi de 48 de ore și cu un formular de localizare. Iar vecinii bulgari ne primesc în orice condiții, fără test, fără vaccinare, fără formulare. Doar să ne ducem! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.